Fotbalistă mică. Asta e tot? Pe cai, a? Numai pe cai. Dansezi pe orice tip. Acolo ești, pe treabă. Bine, frumos. Toată lumea a dansat. Mi-a plăcut de Grigore. Ați văzut, a încercat să facă faza aia din Dirty Dancing. S-a luat după Viorel, care sigur că o ridică pe Laura într-un deget. Nu că Mariana ar fi, Doamne ferește. Da, Grigore! Ce faci, Grigore? Trebuia să-ți ia vânt, să o faci, uite așa, să o faci plan. Aveam fiul musculară de la Roxana de atunci. Deci Roxana e de vin. Da. Altfel, bărbița-ți crește. Ia uite ce, vezi, ce fason ai. Îți crește, într-adevăr. Sâmbătă în gală o să fie. Deci, vreți, știți cum e? O să avem două surprize pentru dumneavoastră dacă va rămâne Viorel în competiție. Prima va fi că veți vedea pe Viorel fără barbă, ceea ce vă dați seama. Însă, atenție! Va avea Grigore barbă până luni. Dați-mă ce va fi aici, ce nebunie, va fi aici, ce schimbări radicale de competiție, așa ceva grav. Andrei și Cristina, iar scandal? Ziua și scandalul ăla? Nu. Vorbeați în pat, voi nu vă distrați? De ce nu vă distrați? Nu aveam chef absolut deloc. N-ați avut chef deloc? A fost în ziua în care a sunat tot mama gândiți, și... Tot gândiți, tot gândiți. A, a fost după finală, da. Iar Laura și Viorel așa de bine v-a distrat că la un moment dat v-ați retras și tu erai tot supărată. Era foarte obosită. Da, am fost la cumpărăturile. Chiar nu vă interesează vacanța? O să ne intereseze dacă rămâne cumpărături. Hai că vom continua discuțiile după pauză.